Individul care a omorât două femei la Hagimus, Căușeni, va petrece 30 de ani după gratii. Sentința a fost dictată de judecătorii de la Căușeni. Oamenii legii au reconstituit crima și au constatat că tânărul le-a ucis pe fata de 17 ani și femeia de 62 pentru a fura bani de nuntă. Mai mult, individul a recunoscut că a violat-o pe bătrână înainte să o omoare. Tânărul de 20 de ani din Hagimus Căușeni a fost cercetat pentru două omoruri, două atacuri tâlhărești, dar și pentru violă. El a fost condamnat la 30 de ani de pușcărie. Oamenii legii au pus cap la cap toate detaliile acțiunilor criminale ale individului abia spre sfârșitul procesului de judecată. Știind că femeia de 62 de ani are bijuterii, individul a mers la ea și a strigat-o la poartă. Fără să bănuiască nimic, bătrâna i-a deschis. Cum a ieșit și a deschis poarta, a fost lovită, apoi aruncând-o într-o râpă, la o distanță de vreo 60-70 de metri de la domiciliu. A violat-o, i-a smuls cerceii, i-a luat inelul de pe mână. Ulterior a mers la fata de 17 ani, unde, la fel, intenționa să fure tot ce găsește prin casă. Acest infractor a intrat în casă sub pretextul să-și scrie muzică pe platou. De cum s-a văzut în casă, individul a înjunghiat-o de câteva ori pe minoră de față cu fratele ei mai mic în vârstă de 3 ani. A lăsat-o într-o baltă de sânge și a ieșit. Polițiștii au dat de el peste 6 zile. Se ascundea regiunea transnistreană, satul Merenești, Ghina. Într-o localitate vecină locuia iubita lui și tânărul intenționa să o ceară de soție. Dimensionat că inelul doamnei cu vârstă de 62 de ani a fost găsit pe mâna concubinei infractorului. Oamenii legii au ajuns la concluzia că individul a comis crimele terifiante pentru bani. Tânărul nu reușea să adune bani pentru nuntă, fapt pentru care iubita lui îl tachina permanent. Înainte cu o săptămână, dânsul deja îți planifica unde să margă, cum să margă, pentru că avea intenția să se căsătorească cu acea fată din satul Gâsca și el cum îi explică că dânsa i-a dat înțeles că el nu are loc de lucru, nu prea are cum să aranja viața și iată, prin astfel acțiuni criminale, dânsul a încercat să-și aranjeze viața. Tânărul și-a recunoscut vina în totalitate.